milioane, cifră de afaceri a membrilor peste 450 milioane și numărul de angajați în Moldova la moment este 4.000 de angajați. Scopurile asociației sunt multe, reprezentăm interesele membrilor noștri, constituim proiecte de lucru, informăm membrii asociației despre climatul investițional din Republica Moldova, care ar fi situația, care ar fi punctele de interes pentru a veni la noi. Participăm în cadrul diferitelor structuri consultative. Suntem membrii de pe lângă Consiliul Economic al domnului prim-ministru și astfel avem o cale mai deschisă spre a ne expune părerea în numele tuturor membrilor noștri. Iată așa arată structura organizatorică a IR, adunare generală, reprezentată de toți membrii Consiliului Coordonator, o dată pe lună, nouă reprezentanți, președintele executiv, Cezoru. Avem onoarea să-l avem ca președinte onorific pe domnul ambasador Daniel Ioniță, domnul Danu Țin, președintele executiv și președintele Consiliului Coordonator a IR, Ghenadie Sânduța și, deși președintele McDonald's, următorul, vă rog. O poză simbolică de la lansare, care a avut loc în februarie, cu prezența ambilor miniștri, atât partea României cât și a Republicii Moldova. Avem proiecte în derulare, ne preocupă foarte mult problemele care le au membrii noștri, ceea ce ține și de lipsa forțelor de muncă și punem un accent deosebit pe acest aspect. Avem parteneriate cu Ambasada României în Moldova, Consiliul Consultativ pe lângă Serviciul VAMA, toate universitățile din Moldova, Uniunea Națională a Patronatului Român, recent și cu Biroul de Migrație și Azil avem un proiect. În curs de definitivare ținem foarte mult să încheiem acordul de colaborare cu Agenția de Investiții, cu Camera de Comerț și Industrie și cu Fundația Națională a Tinerilor Manageri. Considerăm că, fiind împreună, suntem mai puternici, suntem o voce mai bine auzită și credem că Moldova poate să fie o țară smart, care va fi creată de oameni smart. Mulțumesc frumos!